În urma nenumăratelor sesizări cu privire la modul jalnic de dezăpezire din anumite localități ale județului, prefectul Ion Mâțu a luat atitudine. Cetățenii vor afla în scurt timp câți bani a cheltuit fiecare primărie pentru dezăpezire. Le cer la toți cei 66 de primari din județul Mehedinț să facă public toate contractele de dezăpezire și toate cheltuielile care le-au făcut în această iarnă, pentru că foarte multă lume este nemulțumită, iar primarii spun că și-au făcut treaba. În concluzie, după ce vom vedea cât au cheltuit pe aceste contracte de dezăpezire, atunci vom stabili concret și clar cine e de vină. Vestea nu le-a picat prea bine multor primari. Edilul de la Șimian, Ionghinescu, nu a vrut să comenteze prea multe despre decizia prefectului și le-a închis telefonul în nas reporterilor RTS. Nu comentez eu punctul de vedere al prefectului. Dacă e lege, e lege. Dacă nu e lege, nu e lege. Eu deocamdată nu am ce să discut despre prefect. Primarii au la dispoziție 5 zile. Dumneavoastră veți trimite aceste acte? Lăsați-mă să primesc documentul. Domn primar, mă auziți? Cetățenii, în schimb, vor neapărat să afle sumele cheltuite pentru dezăpezire. Cred că se cheltuie și nu fac nimic cu banii. Pe ce se cheltuiesc, nu se știe. Vreți să aflați și dumneavoastră? Aș vrea, chiar aș vrea să aflu. A trebuit să fie la vedere că prea mulți bani sunt cu firmele Căpușă, Fantomă, mie și una de probleme. Cum credeți că s-a făcut dezăpezirea aici în Mehedinți? În general, bine. S-a făcut binișor, dar au băgat, dar nu peste tot, cred că... S-a făcut dezăpezire. Primarii au la dispoziție 5 zile ca să facă publice contractele și implicit sumele cheltuite pentru dezăpezire. Cei care nu vor respecta termenul vor primi vizita corpului de control al prefectului.